think you won. You think I'm gone. You shot my brain. Hey, 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 revenim cu un nou vlog după alta pauză, după 5 minute de pauză. Cum a fost vlogul ăsta cu viața la țară? V-a plăcut? Am văzut că a mers un pic mai greu, e și normal. Dar o să apucați voi să-l vedeți. Acum, în acest vlog, vrem să facem o comparație între cea mai bună pizza din oraș, o să căutăm cel mai bun restaurant din oraș, și cel mai slab restaurant din oraș, tot cu pizza, să vedem ce găsim. Știți că în trecut, chiar primul nostru vlog de pe acest canal a fost ceva legat de pizza, unde mănânc cea mai bună pizza în Bacău. Și noi am ales Piața, unde a fost foarte bună. Ei, iată că lucrurile s-au mai actualizat de atunci și revenim cu cea mai bună locație și cea mai proastă locație unde găsești pizza. Hâț, 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 hâț. Hei, 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 am revenit. Am dat acum un search pe Google, un search pe toate programele astea, cum se numește pe urmă? Tripadvisor. Așa. Am vorbit cu toți amicii mei și, bă, ce să vezi? Ce să auzi, de fapt? Ci că cea mai bună pizzeria acum în Bacău este una Ghirlandă Iatore. O să sunăm chiar acum și apoi o să căutăm și restaurantul cu cel mai slab review. Ok? Mai apoi vom căuta și restaurantul cu cel mai slab rating. Hai să sunăm la Il Gladiatore. Luăm o pizza acasă, e clasic. N-are cum să dea eroare cu asta. Il Gladiatore. Să rămână, încerc pe Andorra. Aș vrea să dau și o comandă de pizza, dacă se poate, vă rog. Da, spuneți, vă rog. Aș dori și eu o pizza acasă. Adică un gladiatore. Da. Ce dimensiune aveți la ea? Poftim? Ce dimensiuni sunt? Mică, mare, medie? E medie. Noi n-avem mare sau... e medie. Ok, vreau o pizza medie. Este vreo comandă minimă sau ceva? Maxim 50 de lei să fie. Maxim 50 de lei? Da. Deci pizza aceasta cât costă? 32. Ok, dați-mi două din acestea atunci. Două gladiatori, da? Da, și două sosuri. Unul dulce, unul picant. Și două sosuri. Care va fi totalul? 64. Perfect. Deci chiar la stadion, da? Mă va suna domnul care e pe delivery? Da, sigur că da. Mi-a stat numărul de telefon 07. Ok, maxim 15 minute o să fie livrator la dumneavoastră. Perfect, vă mulțumesc, rămâna. Cu plăcere, la revedere. Ca un restaurant, să zicem noi, să-i spunem noi mai slab, am găsit Pronto Pizza, dar eu am mâncat acolo și pizza nu este chiar atât de rea. Alo, bună seara. Bună seara, Pronto Pizza? Da, de ce vă puteți ajuta? Aș dori și eu pizza acasă, vă rog. Pronto, mică, mare? Mare, te rog. La ofertă sau la bucată? Care este diferența de preț? La ofertă mai primiți, plătiți 58 de lei și mai primiți o pizza pe lângă. Și la bucată plătiți 30 de lei și primiți doar o pizza. Perfect. Vreau o singură bucată, te rog. Deci doar o pizza? Da, mare. Da, o Pronto mare, 30 de lei. Altceva? Un sos picant, te rog. Un sos picant. Și o vreau aici, în parcare la stadion. Sunt aici, la Urban, la căderea asta, Urban 9. În parcarea mare, de unde pleacă autocarele. O să vă spun, colegă. Perfect. Vă mulțumesc tare mult, o seară plăcută. Bine, la revedere. Și acum să vedem cum va fi. Țin să menționez că Betola au impus eleganța, rafinamentul, senzualitatea și orgasmul culinar când vine vorba de pizza. O să vedem acum ce se va întâmpla. Și la Pronto, surpriză. Va fi ceva plăcut sau neplăcut? Revenim. Țineți aproape, viți cu ochii pe noi. Alo, ce fie pentru întârziere, mă auziți? Unde sunteți dumneavoastră exact? Că vin eu acum la dumneavoastră. Să ajung imediat, sunt un Golf 5 argintiu, da? Vă mulțumesc tare mult! Prieteni, a venit pizza, cea din centru este de la Pronto, iar cele din lateral sunt de la Il Gladiatore Betola, Bacău, firma lor de livrat pizza la domiciliu. Acum, hai cu camera mai aproape, Godrinel, să vedem care și cum sunt. A, deci asta este de la Pronto. Și cele două sunt de la Il Gladiatore Betola. Vreau să vă spun că pe cea de la Pronto am dat 32 de lei, e pizza mare, iar pe cele două am dat 64 de lei, dar diferența va fi gustul. Hai să vedem care e treaba. Step into the mind of a cutthroat. If the streets cold weather, all alone. Blackness, gray, and just know. Villains on me and follow by crows. Call this stuff. Iată că l-a degustat, mi s-au alăturat bunii mei prieteni Daniel și Răzvan Rotariu. Doi critici. Neața cu Răzvan și Dani. Puteți vedea că noi știm foarte bine ce mâncăm. Ok, sunt doi buni critici culinari. Da, adică mi-e împrăm în gură. Cu ce să începem prima dată, băieți? Cu cea de la bla bla bla? Are, are. Are, are. Îmi spuneți pe ce. Te bucăți de... Hai să nu-mi pas. Hai să nu-mi pas. Hai să nu-mi pas. Nu vreau una întreagă.
Ia mă, Ofelie, Dani. Deja a căzut DPI-a tot. Deci, o vrână neagră pentru la Betola, momentan. Sunt eu, Gustav, împărăsul, ia. Dos, mă rog. Da, e bun. Bun? Blastul ăștia, bun, rog. Mai mâncat cu... Da? Da, e ok. Voi, ce ziceți, preț? Pizza asta mică, merită 32 de lei? Asta mică, 32 de lei? Nu, niciodată. Mănânc pare de rău. Am mâncat pizza mult mai bun, la bani. Deci două buline negre. Prețul este exagerat, superat pentru... Nu știu, dacă se vede, dai cam mică pizza. Pentru 32 de lei. 32 de lei, da. Da, e cam mică. În schimb, fasă? Da, e fasă. E foarte bun. Combinația ok. Turkey. Cred că e pizza cu pilărie. Asta de la Pronto. E bun. Ok. Dar comparativ cu cea de la... Păi da, aici e gustul mai bun, asta e mai mare. Depinde ce vrei să satisfaci, foamea sau pofta. Dar bineînțeles că pentru altcineva asta poate fi mai gustat. Înseamnă că ești mai gust, trebuie să fie o nouă piesă. Gastronomia e subiectivă. Nu să iubești două femei, să iubești două felii de pizza. Sucerea asta, dar Pronto chiar nu-i bună. Hai mă, ok, e bună. Hai că vrei, băgăm sus. Bă, mi-am inspirat 6 seacă, nu știu. No, pe trecerea de copii, să nu dai mulți bani, merge. Dacă pe trecerea nu a fost atât inteligent, că asta e mai bună și vreau să-mi dau și nu știu. Ce? Mai avem aici niște pede cu noi. Iubita lui Bosman, iubita lui Dani și iubita lui Codrian. Și lor, de vă măsa pizza aceasta de dietare, o... Fetelor, hai să mâncăm și voi. Aveți onoarea să mâncați pizza aia mai bună care a câștigat. Deci e mai bună asta de la Pronto, sunt practicioarele, crede-mă. Și mai bună și mai ieftin, frate. Hai să-mi faci, să degustați și voi. Da. Ia de la Pronto. Aici apă? E vreau de la Beta. Bă, aia, 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 Codeine, îți place? Hai, că merge. Așa cum am spus, la Dietore, Betola a ieșit câștigătoare în fața pizzei de la Pronto. Dar, în continuare, prețul m-a dat peste cap.